Sănătate, prieteni! Suntem din nou în grădina. Avem gutiul japonez. E o tufă pitică pentru că am avut un exemplar extrem de mic cumpărat. Le iau destul de mici și trebuie mai mulți bani să le iei crescute. Dar dacă le îngrijești cu dragoste și le oferi ceea ce trebuie, cu ajutorul lui Dumnezeu cresc. Înflorește splendid. Există mai multe tipuri de gutui japonezi. Al meu înflorește roșu, există și tipuri care înfloresc frez sau chiar alb. Varietatea aceasta face fructe, chiar gutui, un tip de gutui micuțe, el e foarte mic, observați, totuși e plin de gutuiuțe. Sunt foarte acre, trebuie să vă avertizez că sunt astringente, puternici și foarte acre, dar am înțeles că este un fruct printre cele mai puternice în vitamina C. Primăvara înflorește excepțional. Florile sunt foarte frumoase, tufa se face destul de mare, la 2 metri, se înmulțește, înrădăcinează și drajonează puternic și face și fructișoare care cel puțin încântă ochiul dacă nu le consumați. Sănătate și nu uitați de gutuiul japonez!